Bine v-am găsit la interviurile DC News. Sunt Val Vâlcu, discut cu Ciprian Necula, sociolog, președintele unei fundații pentru educația în limba... Educația romilor. Romilor în general. Da, Roma Education Fund. Astăzi este ziua internațională a romilor. E un moment în care... Ce să faci? Pentru unii este un moment festiv și pentru romi ar trebui să fie asta și nu doar pentru romi, ci pentru toți cei care ar celebra un grup etnic care este în Europa de multă vreme, începând cu secolul XIV, România, avem dovezi scrise că romii ar fi existat, sigur, nu într-o condiție pe care ne-o dorim în mod expres ca robi, ca sclavi. Și sunt alte izvoare. Au fost consemnate proprietăți. Donații, da, donații de sclavi. Dan, domnitor Dan I, dona, de fapt, reconfirma o donație pe care a făcut-o un domnitor înaintea sa, cu 30 de ani aproximativ, în care se donau 40 de sălașe de țigani. Termenul țigan în sine are legătură cu statutul de sclav, asta fiind pe tot parcursul istoriei până la desrobire. Țigan era sclav, asta semna. Deci, practic, vine de la Egyptian... Nu. Gitan sau... Aici este interesant. Sunt două, să zic așa, exonime pe care romii le primesc. Unul este Hitano, Gypsy, Gitan, care vin de la o confuzie cu egiptenii, Egyptian, da, Gypsy, Hitano, Hitano și mai departe. A căzut eul și a rămas Hitano sau Gypsy sau Gitan. În spațiul nostru, în Balcan și în Europa Centrală, cuvântul țigan are o altă origine, este grecească și înseamnă vine la atinganoi. Atinganos, de neatins, păgân, eretic în sensul ăsta. Și a fost preluat aici, în spațiul nostru geografic, nu există România de astăzi, există și cele două principate plus Transilvania, dar în special în cele două principate, a fost preluat și introdus ca un termen sinonim cu cel de rob. Sclav nefiind la modă, să zic așa, pentru că româna era ceva mai slavă decât latină în vremea respectivă. Dar în vremea respectivă și etnicii români erau sclavi, erau legați de moșie. Da, erau într-un alt statut social, șerpi, iobagi, și exista un statut de inferioritate, sigur, era o ierarhie socială clară. Existau aristocrații, boierii, nu? Existau domitorii, existau clerul, existau câțiva învățați, care de ce am trebuit și boieri. Și sigur, țăranul român, dar erau diferențe semnificative între țăran, între șerp, iobag și sclav. De pildă, nu puteau fi vânduți individual. Erau vânduți cu tot cu moșie. Vindeai moșia, vindeai cu tot cu țăranii care lucrau pe moșia respectivă. În timp ce practic, ei erau legați de pământ, nu de un om. Exact, erau legați de gândul proprietar. Sclavii, în schimb, existau târguri în care se vindeau bărbați într-o parte, femei într-altă parte, copii într-altă parte. Erau sclavi care erau sănătoși, mușchiloși, nu ca mine, nici ca dumneavoastră, dar bărbați binefăcuți care erau duși de prăsilă să se mulțească, erau precum animale, obiecte umblătoare, cum spunea Mihail Cogălnicianu. Deși erau creștini, pentru că au fost creștinați aici, au devenit ortodoxi, statutul de om n-a fost câștigat atât de ușor. Eu nu îmi dau seama de miza economică. Dacă în enorm. Americi aveau, sclavia avea un fundament economic, adică era un interes, da. N-aveau cu cine lucra în plantații, în ferme, în țările române erau locuitori care erau la rândul lor legați șerbi, deci nu... Da, numai că țărăul român se ocupa strict sau aproape exclusiv de agricultură. În timp ce robii romi, mulți dintre ei au venit cu meșteșuguri pe care le-au moștenit ancestral, cum ar spune un antropolog celebru, l-au moștenit, le-au învățat din generație în generație, unele dintre ele chiar din India, lucru cu metalul de exemplu, trecerea la sapale de lemn la cea de metal a fost adusă cumva de romi aici. Ei au început să lucreze metal și au devenit fierari foarte mulți la curțile boierești, asigurând un flux continuu de meșteșugit. După care au fost alte meșteșuguri foarte importante și utile. Ca să și glumim puțin, tot e ziua internațională a romilor, cazam de țuică, foarte util în contextul nostru. Și azi e făcut de romi. Da. Dar nu numai, adică și lucrul în lemn. Există un neam de romi care se cheamă Rudari și care au minerit întâi, căutau aur în Albia râului.
În fine, ce vreau să spun este că importanța economică a fost majoră. Sunt studii pe tema asta, e greu de estimat, dar Venera Kim, care din păcate nu mai este cu noi, un cercetător extraordinar în economie, a făcut un calcul, a estimat cumva contribuția acestor oameni, care este imensă, mai ales în condiții în care birul României către Imperiul Otoman și nu numai, contextual se mai muta de stânga la dreapta, creșteau sistematic. Iar, de exemplu, când Ștefan cel Mare, când a invadat țara românească, Valahia, a luat cu el ca praf de război și 20.000 de robi. 20.000? Da. Moldova la acea vreme avea undeva la jumătate de milion. Toată la, dar populația estimată era, de sclavi era un număr semnificativ important. Da. Populația de sclavi estimată tot de Venera Kim și asta cumva spune că nu e cifra reală și nu e reală pentru că nu știm la dezrobire. Proprietarii de sclavi au fost despăgubiți. Li s-a plătit eliberarea robilor. Și au fost 250.000 de robi eliberați. Bun. Dar robii domnești, pentru că au fost trei categorii de robi. Cele două țări în principate. Da, cele două principate, Moldova și Muntenia. Dar au fost trei categorii de robi, asta este important. Unii au fost robii domnești ai domnitorului, care erau mai liberi, care călătoreau, care mergeau din sat în sat și, apropo, ei răspândeau folclorul românesc și basme și cântece, pentru că țăranul era legat de glie, nu putea să circule, nu învăța de la alt țăran, n-avea cum, nu-l cunoștea. Și atunci acești oameni au jucat acest rol în schimbul cazării. Ei erau bunul domnitorului și rămâneau pe moșile boierilor. Boierii primindu-i căci nu te pui cu bunul domnitorului, să zic așa. A fost această categorie mai liberă. Care era câștigul domnitorului? Stăpânii. Ei trebuiau să întoarcă anual, o dată sau de două ori pe an, în funcție de fiecare domnitor, cu o anume cantitate de aur. Aurul produceau în două feluri, căutând aur în albiile râului sau practicând meșteșuguri foarte bănoase. De exemplu, cei care vorbeam, făceau cazane de țuică, erau în special robi domnești și vindeau cazanele astea către boieri. Adică nici către cei care călătoreau și s-a păstrat multă vreme în copilărie, vedeam da. Ieși... Au fost numiți nomazi, să zic Phoenix. Așa. Da. Erau în proprietatea domnitorului. Da. Doar ei puteau călători. Da. Vodă. Oricare era acel vodă. De ce nu plecau din țară? Au încercat mulți, dar existau miliții specializate care recuperau pentru că erau foarte valoroși pentru economiile și ale boierilor personale. Pentru că unii și boieri... intrau în Transilvania dacă ar fi trecut milițiile acestea? Nu, îi căutau în țară românescă cât fugeau. Dacă treceau granița, erau pierduți. Dar, de exemplu, romii din Bulgaria, o bună parte din ei, vorbesc un dialect a limbii romanii cu influență puternică din limba română. Romii din Suedia vorbesc la fel, romii căldărani în special, sunt cuvinte din limba română, care sunt împrumutate în limba romanie, ei fiind în Suedia. De când? Adică după 90? Nu. Plecările astea vorbim de secole 15, 16, 17, până în secolul 19, când tot au fugit diverse grupuri de oameni și nu au fost prinși. Cei mai mulți erau recuperați, căci sigur erau interes să-i păstreze aici. Și după aceea întrebăm, de ce avem cei mai mulți romi din Europa în România? Asta poate fi o explicație. De asta avem cei mai mulți romi din România, pentru că au fost ținuți aici, încercând să fugă, pentru că nu erau într-o situație chiar plăcută. Robii mănăstirești, cei care erau la Biserica Ortodoxă din perioada respectivă, erau cei mai supris conform rapoartelor. Bun, erau folosiți în agricultură, bănuiesc. Agricultură, construcții de biserici, mănăstiri, biserica din Calea Victoriei, Slătar se cheamă, e făcută cu ajutorul robilor romi. Ca meșteșugare acolo. Și erau munciți până la exterminare, abuzuri foarte multe sexuale. Sunt o grămadă în arhivele noastre documente de epocă care relatează astfel de situații. Și era și a treia categorie de rom boierești, care erau la curtea boierească, unii dintre ei minișor, pentru că boierii, cum să spun, lăutarii care erau la curte, erau bine tratați, aveau nevoie de ei. Argintarii erau și ei acolo, la boierii mai înstăriți, care lucrau bijuterii. Alții mai rău, pentru că erau și boieri care nu erau chiar atât de, să zic așa, deschiși și toleranți cu inferiorii. Da, dacă exista această categorie, nu poți să ieși clasă socială, meșteșugari, în momentul eliberării puteau să-și folosească meșteșugul, nu? Ceea ce s-a întâmplat.
foarte mulți romi au devenit industriași. Au început să lucreze în industria incipientă din început de secol 20, la sfârșit de secol 19. Au lucrat în toate fabricile mari. Au fost la romi. Astăzi există o diviziune în România doar, în spațiul românesc, pe categorii profesionale. Eu sunt din neam de fierari și toți străbunicii mei au fost fierari. Bunicul meu chiar a lucrat fierărie. Eu am divagat puțin, m-am dus către sociologie și științe politice, căci da, a fost un context. Dar ne divizăm așa. Astăzi în România sunt vreo 16 subgrupuri de romi pe care identificăm după profesia lor. Sunt ursarii care au fost circari și care dădeau spectacol din loc în loc. Sunt aurarii și argintarii care răspuneau ca bijuterii. Sunt rudarii care cioplez lemn în continuare și se întâmplă asta. Sunt cărămidarii care ceau cărămida necesară pentru construcții. Sunt o grămadă subgrupuri de romi care se identifică și au dezvoltat culturi diferite. Fierarul, să știți, are un alt context social, pentru că noi am fost sedentari prin natura lucrurilor. Instrumente grele, greu de cărat, potcoava, nicovala, nu ușor. Și atunci aici apărut această divizie. Și după eliberare, Cogălnicean are un discurs superb în 1891, în aula Academiei, la 25 de ani de extensă a Academiei Române, fiind seniorul, a ținut el discursul, în care vorbește despre acest moment istoric atât de important pentru modernizarea României, pentru că abolirea sclaviei n-a avut legătură neapărat cu romii, ci a avut legătură cu modernizarea României. România nu putea fi un stat modern, fiind printre ultimele din Europa care încă dețineau sclavi pe teritoriul său. Mai era Rusia și noi. Și atunci, sigur, toți tinerii care au fost și au studiat în Franța, în Germania, s-au întors cu ideile iluministe, zicând că nu, așa ceva nu e posibil. Unii dintre ei, eliberându-și voluntar sclavii, înainte de vreme. Câmpineanu, Alexandrei, Falțigulescu. Da. Păi, bun, și cum le oferea un statut? Adică îi libera un boier luminat, îl... Nu, se chema bilet de... Captura celălalt. Nu, dar nu era așa, îl prindeai pe stradă și îl făceai sclav. Exista un fel de statut pe care individul avea. Dacă aveai un bilet de iertare, așa se chema acest document, cu ăla erai o persoană liberă. Și sigur, duceai viața așa cum puteai, cum știai, fie cu meșteșugul tău și îți vindeai produsele, fie lucrai la un boier și erai asimilat țăranului. Deci existau multe forme și înainte de... Atenție, nu toți romii din România au fost întotdeauna sclavi. Am avut un domitor în Moldova, rom, da? Ștefan Răzvan, cunoscut din Răzvan și Vidra, da? A fost rom, a fost sclav anterior, după care a devenit, a intrat în armata otomană și așa s-a întors pentru 3 luni, e drept, domnitorul al Moldovei. Deci istoria nu e totdeauna alb și negru, să zic așa. Și într-adevăr, romii domnești uneori duceau mai bine decât țăranii români și mai bine decât ceilalți robi, pentru că erau liberi, pentru că erau buni domnitorului. În Statele Unite au fost... elibera sclavii și li s-a dat un ar sub brața de pământ și un măgar. Asta era la noi un nimic. Animal de povară. La noi absolut nimic nu s-a dat. Nici măcar n-a fost o idee de cum ce facem cu ei după asta. Nu s-a discutat deloc. A fost un mare act și este un act juridic important, eliberarea din sclavie la 1856. Pe 20 februarie s-a încheiat procesul. A fost un proces mai lung în paralel cu cei doi domnitori Știrbei și S-au disincronizat. A fost o sincronizare, da, adică s-a întâmplat în același timp cumva, ca tot toată mișcarea unionistă. Ar fi fost greu că dacă era fugea un Moldova sau în țara românească, dacă... Nu a fost altfel situație. Imediat după ce s-a terminat perioada de sclavie, la 1918 a fost Marea Unire, sau cum o numim noi, mă rog, unirea celor trei principale de această dată, nu? Țara Românească cu Transilvania, mă rog, România, Țara Românească și Transilvania. Și în 1919, în ianuarie, a avut loc o primă manifestare politică a romilor, susținând cumva proiectul România Mare. De ce? Pentru că toate minoritățile din populația trebuia să-și afirme suportul, sprijinul. Și primii au fost germanii care au susținut asta, după care romii. S-au întâlnit în vreo 16 întâlniri locale cu mii de oameni în care susțineau acest deziderat al nostru tuturor cu anumite cerințe foarte specifice. Să nu ne mai numiți țigani, că e barjocoră. Să ne dați și pământ, să muncim și noi, să avem cu ce să muncim.
toate au fost, da, sigur, facem asta, ca și strategiile politice de astăzi, când rămân hârtii în dosarele birocraților noștri. Deci, un act semnat de lege în 1923 se garantează actul juridic în limbile minorităților. Da. Pentru cele din Transilvania, germană, mă rog, nu pot să asiguri pentru... Dar romii au fost și prezenți, asta spune, că au fost o mișcare atât de... atunci a început, practic, mișcarea politică, dacă vreți, a romilor. Da, revolte, răscoale au fost în... În perioada de sclavie. În perioada de sclavie. Au fost câteva episoade individuale, când s-au răsculat, când au încercat să își atace stăpânii. Și au fost foarte ușor înăbușite, orice astfel. Așa, au fost pedepse. Filmul Aferim e o poveste genul ăsta, de altfel, foarte bine inspirat, adus jude pe subiect. L-ați văzut cu inima ușoară, e emoționant și da, dacă nu ești. Am avut norocul să citesc înainte scenariul. Domnul jude m-a rugat să arunc un ochi critic, am făcut-o. Atunci am avut primul, să zic așa, șoc. Când am văzut filmul, sigur că emoția e puternică, dar e un film foarte bun. Adică și reprezintă cumva o bucată din istoria noastră comună, cât de cât fidel. Sigur, limbajul colorat, modul cum jurau ăia, e o întreagă discuție. Așa jurau ăia pe vremea? Nu știm asta. Scenariul e preiat din literatură. Da. S-a inspirat foarte mult. Creangă, da. Proverbe, zicători. Și poziția evreului e foarte interesată în filmul Aferim, pentru că dacă țiganul era văzut ca ortodox, evreiul nu-i om. Pentru că vă religia... referiți la scena cu călugărul care are o pană. Da, exact. O pană la căruță, da. Foarte interesant film și merită văzut și proiectat pe mai departe. Noi chiar am făcut dezbateri în jurul lui. În fine. Da, în școli aceste... Da, vreau să vă răspund asta, pentru că a fost și o chestiune organizată când Revoluția Pașoptistă, în declarația Pașoptistă, a fost și asta, dezrobirea țiganilor. Ca un capitol, cred că punctul 3, da, răzmășel, l-a existat în declarația de la 11 iunie și, fericire mare, bun, a fost înăbuștită de către Pașa Faud, a venit aici și a căsăpit toată Revoluția și a instaurat regimul vechi, iar atunci a fost o scrisoare făcută de sclavii romi, nu știu cum s-au organizat ei, către Pașa Faud, amenințând că dacă cumva reinstaurezi sclavia, dăm foc Bucureștiului. Asta o spune Emilia Racoviță, o boieroaică, într-o scrisoare către o altă boieroaică. Scrisoarea originală nu mai există, n-am găsit-o pe nicăieri, nimeni nu știe de ea, dar există această referință. Nu știu dacă chiar a fost atât de amplu, dar au existat episoade de nemulțumire, cu siguranță. Dar în Imperiul Otoman, când a fost abolită? Dacă Pașa Faud venea să sclavia, restaureze sistemul și să... A fost prin natura sa, sclavagismul și vândul de oameni în perioada otomană a existat. Ce n-a existat? Deci a mers până în 1900. Da, târziu. A fost unul dintre cei mai mari furnizori de sclavi în partea noastră de lume. Cu siguranță. Ce știm în altă ordine de idei este că niciodată dacă erau musulmani nu puteau fi sclavi. Și romii din spațiul otoman, din Bulgaria, din nu știu, Macedonia de astăzi, chiar și Serbia, Bosnia nu mai zic, sunt musulmani. Și chiar din Dobrogea avem o comunitate de romi astăzi. Au scăpat de sclavi. Da, nu puteau fi sclavi pentru că erau musulmani. Deci nu erau în situația de sclavie acolo. Și cei din țările române de ce au rămas la... Din motive economice, se pare. Credința ortodoxă. Deci ar fi putut să opteze... Păi au devenit creștini, au fost creștinați și între ei habotnici chiar, adică respectau într-un totul, postul și așa mai departe. Bine, acum sclavii nu cred că nu-ți permiteai să nu ții postul, adică îți permiteai să faci nazuri, încă ceea ce se dădea. Dar să nu faci duș cu o zi înainte de bombotează, cum? Da, asta n-a fost chiar o tradiție așa. Știți că dușul era mai rar. Da, astea sunt dar, superstiții mai degrabă. Sigur, ne-am transformat, acum putem să vedem cu alți ochi, multe, să zic așa, practici pe care le nu fluieram în casă.
Și de ce? Că rămâi mut, că e pagubă, că păgubești casa, asta este, nu se spune. Deci asta e o superstiție, nu are legătură cu religie. Da, religia. Este o, nu-i frumos să faci asta și pentru că nu mă crezi pe mine pe cuvânt și ne legăm între. Nu există o divinitate undeva care te va lăsa despăgubit. Amenințarea păgubit. În copilăria mea era că te fură... Țiganii. Țiganii. Da. De unde aceasta? Era doar pentru că sunt... diferiți, nu trebuie să... Sigur. Identifici. Știți, e un paradox. Pericolul e... Bineînțeles. Vine din partea unui necunoscut. Sau un... Și când crești cu teama de ceva care poate să te fure când ești copil, aia rămâne undeva în tine cumva și se manifestă la un moment dat. Și părinții apelau la această sperietoare pentru că aveau nevoie de ceva, de un personaj diferit sau... Pentru că cred că era ușor de identificat. Cred că era ușor să zici, ăia de acolo te vor fura. Sau te-au dus, când vrei să așa, te joci cu un copil să-l șicanezi, spune, te-au dus țiganii la mine. Nu? Bun, tu nu ești al nostru. Uite ce, ești mai brunet. Crea teamă. Da, o tensiune socială. Dar interesant este această schimbare, pentru că la 1900, România, țara românească, a emis și cărți poștale. Se găsesc pe internet, le puteți găsi foarte ușor la cărți poștale țigani sau romi, 1900, 1902, 1903, cu salutări din România și grupuri de romi. Spuneam, rom nomazi, rom corturari, rom nu știu care, pe acele cărți poștale. Deci, imaginați-vă acest lucru astăzi făcut de către Poșta Română, cărți poștale emise de statul român, să zic așa, cu, nu știu, un grup de romi salutări din România. Ar fi un scandal național. Atunci nu era problema asta pentru că, să zic așa, țapul ispășitor nu era romul, era evreul. Și la un moment dat a avut loc o schimbare. Schimbarea s-a petrecut toată cu eugenismul și quasi știința eugenică, care a venit și la noi, am primit și pe asta, tot din vest a venit încoace. Când am început să punem oamenii pe categorii și diferențe rasiale, apelând cumva la puritatea, capacitatea lor intelectuală vis-a-vis de genele pe care ar putea să le aibă. Nu era legată și de poziție, de statutul social, de avere până la urmă? Nu aveau mijloace da de și nu. Trai? Da și nu, să vă spun de ce, pentru că foarte mulți romi care au... Eu nu cred în nomadismul romilor și nu cred pentru că mă duc în... Adică nu sunt nomad ca și ar vrea. Da. Există o mobilitate economică, cu siguranță, în romilor, pentru că și-au dezvoltat piața ceva mai larg decât static. Și asta pentru că experiența le-a spus că mai bine să te miști cu produse tale să le vinzi decât să aștepți să vină cineva să scumpere. Bun. Mulți de ei câștigau bani în stilul ăsta. Plecau practic din primăvară până în toamnă și după care se întorceau acasă. Ei, banii pe care îi câștigau îi investeau în aur, pentru că oamenii care călătoresc nu pot ține valori masive, mari. Nu investești în ceva ce nu poți să cari. Aurul acesta a existat. Unii ei au recuperat aur după comunism, când a fost confiscat de comuniști. Dar ce spun este că nu toți erau săraci. Și nici astăzi problema romilor nu este neapărat sau doar sărăcia. Sigur că e o problemă mare, excluziunea care produce sărăcie. Dar nu e doar asta, pentru că unii romi care sunt bogați sau... Nu, când spun bogat sună ciudat, care sunt ieșiți din, să zic așa, media economică și care își permit să aibă, nu știu, o viață decentă din perspectivă economică, social, ei tot țigani sunt. Adică sunt percepuți ca, da. Și am văzut nenumărate exemple, nici n-aș vrea să le dau prea mult. Sunt și evoluții pozitive pe care le putem vedea în România în 30 de ani. Nu e totul așa, cum spun, o dramă. Deci tendința unui ONG-ist ca mine e să vedem mai degrabă dramele decât, să zic așa, schimbările. Dar am și ochiul sociologului și zic, bă, uite, de exemplu, presa. Lucrați în presa de timp. Erau articole în anii 90 absolut fabuloase. Un țigan neidentificat a furat un sac cu prune. Dacă nu l-a identificat, de unde știi că, mă rog, bun. Nu știa, adică nu l-a prins pe Ionescu Vasile. Nu știa cine e hoțul de prune, dar se spunea că un țigan. Sau, știți, faimosul articol, cred că din evenimentul zilei, cu țiganii mâncători de lebede în Viena.
Iar noi am făcut un protest la ambasada Austriei. Adică nu presa austriacă ar fi? Nu, nu, era un ziarist din România, a plecat în Viena să scrie nu știu ce, n-a găsit subiectul ăla și a inventat o poveste. De ce a inventat povestea? Este pentru că ambasadorul Austriei, în 98, când am făcut și noi protestul acela, a ieșit și a spus, da, n-a existat niciodată lebede pe lacul ăla, nu vă îngrijorați, ne-a mâncat nimeni. Dar până atunci s-a crezut că ăștia s-au dus și ne-au făcut de rușine că au mâncat lebede. Apropo, în delta Dunării, fiind și pescar, se mănâncă lebăda. Da, stați o clipă, nu că în delta Dunării, de la Henric al VIII-lea, doar regii Angliei aveau dreptul să, mă rog, să deguste, să exploateze. Să... Da, da, da. Păi toate păsările aparțineau regilor, de asta. Ei și le și mânca lebăda. Dacă tot aparține regelui, ce să facă cu ea? Da, eu găsesc că mai elegant. Da, dar la noi a apărut asta ca o rușine națională, că țiganii au fost în Viena și au mâncat lebedele de acolo. Și a trebuit să întoarcem asta... Cazul mai lat a fost mult amplificat. Sigur. Spune Alfred Bulai, sociologul, profesorul Bulai, zicea, lume, în Italia nu s-a identificat etnia sau un criminal care a... Da. Aici a fost speculat. Bun. Dar știți, e ușor să indicizăm criminalitatea și ne vine foarte dificil să facem invers. Adică în momentul în care există, nu știu, există acel, nu știu dacă țineți minte, Busuioc îl chema un, a fost la spaniol, iau talent, o chestie de asta. Cântărețul de operă. Da, exact. Și a câștigat concursul acela. El fiind rom și declară de asta. Dar în presa de la noi apărea românul care a, nu știu ce, românul care... Da, pentru că încă o dată percepția... Costel Busuioc. Percepția a rămas că, de fapt, țigan nu este un termen etnic, ci este unul social. Nu te țigănii, nu te purta ca un țigan. Nu se referă nu a fi ca aia dintr-o etnie diferită, cu o cultură diferită, cu nu știu ce. Nu, se referă la un statut social inferior. Și pleacă din istoria noastră. În anii 90, să spunem... deranjau și aici poate mica infracționalitate, marea infracționalitate, acele clanuri. Sigur. Sunt numite, nu era incidentul, fusese incidentul din discotecă în care Fane Spoitorul a tăiat cu sabia pe un polițist care l-a împușcat. Și alimentau o oarecare tensiune. Care exista în societate și care e ușor de instrumentalizat, pentru că frica de a nu fi dat la țigan crește în noi, creștem cu ea dacă nu adresăm cumva. Și atunci, sigur că există posibilitatea ca ăștia să fie toți criminali. Cum am știți cum e, orice rasist, nu vreau să generalizez, dar în discuțiile mele, tet-a-tet cu oameni care au rasismul, evident, chiar și unii polițieni celebri, să zic așa, spun, știi, nu mai ce să stau cu așa, eu am avut prieteni țigani. Prietenul meu, ne plimbam bomboana, ce era, ne jucam, extraordinară familie, am mâncat. Bun, toți ceilalți sunt nasoi, toți ceilalți sunt așa. Dar ăștia, bun, și îți dă și procent, 90%, nu știu ce. Ei, m-am gândit că dacă fiecare rasist ar avea cât un prieten rom de tipul ăsta, înseamnă că suntem chiar bine, numai că trebuie să și înțelegem chestiunea asta. Putem vorbi de rasism? Poftim? Putem vorbi de rasism? Acest caz. Știți, rasismul, sigur că acum că vorbim de rasă și nu știu ce și mergem o discuție pur teoretică, o putem duce așa. Dar rasismul este o atitudine cumva ostilă față de un grup diferit, diferit etnic în cazul ăsta și pe care îi tratez ca atare. Și au existat diverse incidente, chiar și unele conflictuale. Știți bine, Hădăreni e un caz celebru, dar au fost vreo 40 de astfel de conflicte de rege în România în care au fost niște oameni linșați, bătuți, alungați din casele lor, chiar și uciși. Hădărenul e în cunoscut. Senatorul Melcilor e prezentat incidentul ca reacție la, sau tragedia e reacție la o crimă, l-a înjunghiat pe fratele. Există și în filmul La Ciodrom, în care joacă Rona Hadner și a dispărut dintre noi, în care joacă rolul principal și e un film foarte bun, făcut tot negativ, premiat, așa, în care incidentul ăsta e povestit și din perspectiva, să zic așa, a romilor. Da, a fost un conflict între doi la un bar, s-au certat din diverse motive, unul l-a lovit pe celălalt și așa mai departe, s-au bătut între ei și un incident între două persoane a fost transformat într-un incident interetnic.
pentru că ei aveți să ajute pe ai lor, ceilalți pe ai lor. Și așa s-a transformat, s-a amplificat de la bar, de la alcool. Bun, el era dat de exemplu de o anumită parte a presei ca o colaborare româno-maghiară în fața. Erau românii și ungurii, nu mai suportau furturile. Au existat, da, au fost conflicte și în Sânt Mărten, de exemplu, și în Sânt Petru, unde, între romi și maghiari. Au existat de lungul timpului și nu doar România, au mai fost și în alte zone, adică și în Bulgaria, de exemplu, au existat și în Kosovo, de exemplu, o situație specială, pentru că romii au rămas de izbeliște după ce au fugit din zona de conflict, i-au rămas încă în tabere de refugiați, încă nimeni nu-i bagă în seamă. Între sârbi și kosovari? Da, da. Ei au fost numiți bac unii, bac cu ceilalți, toată lumea suspecta de afiliere în cealaltă parte. Da. Și astfel au fost pierzătorii, să zic așa, cei mai mari ai conflictului de acolo. Dar, pe altă parte, sunt o nenumărate povești despre... Știți, în perioada războiului mondial, romii au fost și deportați în Transnistria. Și criteriul a fost etnic, deși guvernul zicea că e social. Dar a fost la prima roadă. În sensul că le dă teren? Sau cum puteai justifica așa ceva? Nu, au fost mințiți primii care au fost deportați că li se dă teren în Transnistria. Că li se dă și lor în sfârșit case și teren și nu știu ce. Și oamenii au plecat între ei fericiți. După care s-a aflat că și evrei și romii erau duși într-un lagăr și uciși. Deci au fost duși în lagările din Polonia. Nemții au... practicat naziștii aceiași... Ce din Transilvania. Pentru că Transilvania era sub administrație maghiară și atunci au fost și evrei și... Și din alte locuri din Europa ocupată de naziști. Sigur, sunt aproximativ 500.000 de romi care au murit alături de cei 6 milioane de evrei în lagări naziste. Dar mă refer la România strict, pentru că paradoxul era următorul. Foarte mulți soldați romi luptau pe front pentru România. Și făceau scrisori către mareșalul Antonescu, către șefii lor direcți din armată. Știți, eu lupt pentru România, sunt pe frontul nu știu care, familia mea e deportată, vă rog frumos, dați înapoi că suntem patrioți. Bun, sigur că în unele cazuri chiar se întâmpla să fie oprite deportările acelei familii, dar cele mai multe ori nu, erau ignorate. Și e un paradox, eu lupt pentru țara asta. A fost și situația unor ofițeri germani care luptau tocmai pentru a-și... proteja familia în care erau rude evrei. Da. Soție. Da, prin afiliere, sigur. Socri, mă rog. Sunt multe situații. Istoria așa niciodată nu este gri. Sunt tot fel de nuanțe și cred că merită poveste pentru că nu România, să zic așa, a deportat nici evrei, nici romii, ci guvernele care au fost mega influențate pe de o parte de oameni de gvaziu știință, să zic așa, și care aveau o putere politică. Erau unii care conduceau INSE-ul de atunci, alții care au profesori universitari, Făcăoaru, de exemplu, Mănuilă și alții. Și care Institutul de Statistică. Da, da, da. Mănuilă a făcut planul, a contribuit direct la asta. Bun. Dar ce urmăreau? Că, hai să spunem, purificarea etnică, asta era scopul. Am înțeles, da. Evident, dar dacă... Nu, naziștii au început democratic, să spunem, adică au intrat în Parlament după care au instituit dictatura. La noi era deja dictatura. La ce mai folosea? Afilierea. Ați văzut militară, a pariat pe un tip de alianță. Am avut și o influență, nu doar guvernarea, dar gândiți-vă, Codreanu s-a căsătorit cu svastica pe cap. Bun. Aici stat un curent întreg. Antonescu e clar un criminal de război, sigur se acceptă greu. Da. În timpul lui Ceaușescu au fost un pic... s-a contribuit la clădirea acestui mit, era opus regelui, avea interes să... Da. Ceaușescu realiza pe Carta Naționalistă, în fine. Bineînțeles că comunismul nostru este al paradox, adică noi am avut un fel de comunism până în anii 65, după care am avut național comunism, când a trebuit să schimbăm cumva calimera, în care să facem istoria, să o reconstruim, să facem filme interesate despre istoria noastră, care nu reflectă neapărat realitatea și care au rolul de a construi un tip de identitate care nu e ancorată cumva pe un fundament, să zic așa, real. Și ne trezim de foarte multe ori surprinși de asta. Cum, stai puțin, Mihai Viteazul chiar n-a vrut să unească cele trei principate înainte de vreme?
Nu, că nu exista conceptul. Și reproșează legarea de glie chiar Nicolae Bălcescu. Da, pe Mihai Viteazu a făcut asta. El a adus-o România. A mizat, adică identitatea de clasă socială era mai puternică decât cea națională. S-a bazat pe nobilii unguri cu care a... Da, pentru că era un strateg militar bun și avea nevoie de resurse, adică dacă țara nu era legată de glie, sigur că producea pentru boieri, care producea pentru... aristocrația militară. Da. Boierii erau... feudalii erau... ei făceau armata, erau conducătorii detașamente. Corect, dar modul în care citim istoria astăzi e romantic cumva, adică Mihai Viteazu a vrut să unească națiunea. Preda Buzescu națiune. Se lupta pentru... A ajuns liceu. Sigur, da. Nu numai liceu, sunt și străși. Dar în fine, ce vreau să vă spun este că romii sunt aici totuși din secolul XIV. Au trecut prin toate etapele dezvoltării ale României, în diverse roluri și așa. Mie mi se pare că, apropo de 8 aprilie, de ziua de astăzi, că lipsește un fel de reconciliere istorică. De exemplu, Biserica Ortodoxă Română de astăzi, care a moștenit toate bisericile și toate pracile și tot ce are biserica. Adică toate lăcașurile cu... Sigur. Nici măcar nu a zis public până acum, ne cerem scuze acestui popor bătut de soartă și noi am ținut sclavi. Evită chestiunea asta și... discursul e penibil, adică zic că la un moment dat că i-am ținut sclav, că era mai bine să fie sclav la noi decât la boieri. Asta e argumentul. Absolut penibil. Și cred că trebuie să facem pași, pentru că, economic vorbind, mă uit la această dimensiune. Avem deja o problemă cu demografia noastră, importăm forță de muncă în condiții în care avem o grămadă de tineri, pentru că romii au o populație relativ tânără, cea mai tânără din Europa, printre altele, în care s-ar putea investi programe de educație profesională, într-un fel în care să contribui. Dacă au fost meșteșugari, cum s-a deprofesionalizat? Prin lipsa pieței. Eu mai am încă un vârf. În comunism au fost la CAP-uri foarte mulți integrați, lucrând în continuare fierar sau meșteșugurile lor, în cupru, în orice făceau. Și alții au devenit salahori, sau nu știu, de exemplu, a fost o umilință pentru lăutarii romi, care era un fel de aristocrație așa, romi, că erau tot timpul la costum, cântau, la, asta este altă etichetă interesantă. De ce? Pentru că au vrut să diferențieze cumva, nu suntem ca aia, suntem altfel, suntem de mătase. Ei intre, și mi se pare că în interior sunt o grămadă de viziuni și păreri nu tocmai pozitive unii față de ceilalți. Dar în comunism au fost nevoiți să lucreze la fabrici și uzini, ca să citesc pe cineva, în timpul zilei și seara își practicau meșteșugul cu vioara, cu acordeon. Pentru că altfel intrau în zona... parazitismul. Exact. Aresta miliția. Da. Amenda, nu știu dacă... Nu, au fost și la închisoare oameni, o lună, două, trei, cei care nu aveau loc de muncă, erau paraziți sociali, nu? Vagabondaj, și a trebuit să meargă la închisoare. Da, cu toate astea, erau cei care, nu știu, tolerați, erau în pămână cu... cei cu sticle goale. Cu țigări, cu... Ei aveau autorizații, cei cu sticle goale. Erau autorizați de către partii să colecteze, pentru că aveau nevoie de resurse să fie Și cu haine vechi. Da. Mă rog, un fel de comerț. Dar erau cei care, pe lipscan, pe șelari, cu chentul, cu... Da. Erau șmecherașii. De aici au dezvoltat acele clanuri care... Greu de spus. Cred că erau mai degrabă unii... cu instinct de negustori, unii șmecherași, colectați cu toată lumea, adică pe sumână acea, a scris o carte Zoltan Rosta și Momoc de-a dumneavoastră la facultate, foarte bună pe tema asta despre șpăgari și nu mai știu cum se cheamă, bișnițari. Bișnițari se spune. Da, titlul cărții zic că sunt trei... Alin Todorescu spunea că în 89 erau cei mai pregătiți pentru economia de piață, pentru că lucrau pe piața neagră înainte, când a ajuns piața cumpărau neagră. Și vindeau, cumpărau și vindeau și aveau relații cu poliția, aveau miliția, mă rog, da. Aveau relații cu autoritățile, așa fel încât mai deau un blug, mai deau un chen, mai așa și scăpau de... Dar când intri cu taxe de protecție, săbii, ninja... Ei, asta s-a întâmplat cu siguranță în România. Concept de clan. Asta am stat cu Băsescu la un moment dat când zicea clanele mafiote, clanurile țigănești, nu știu ce. Și înainte sau după ce le-a luat voturile? Nu, era președinte. Și dezbatere TV. Păi le-a mai avut nevoie. I-a spus că el este parte dintr-un clan țigănesc, pentru că este înrudit ea fiind cu Mircea, cum îl chema pe acel om? Bercea Mondialul. Și era înrudit, nu? Adică nășit fratele lui. Bun. Deci era rudit, era dintr-un clan. Pentru că asta înseamnă clan, este o familie extinsă.
Și se întâmplă în toate, să zic așa, mediile în care familiile extinse se organizează într-un fel nu tocmai așa, în conformitate cu legea. Există clanuri astăzi care nu sunt rome în România. Clanul sportivilor, de exemplu, clanul nu știu care, așa, care nu sunt romi. N-au nicio legătură cu etnia. Adică, dar se eticizează. Deci gruparea mafiotă e... apare oricând, oriunde. Indiferent de etnie. Da, știți, o grupare, cum se zice, grup infracțional. În România, știți, avem estimat, oficial avem 600.000 de romi și există un motiv pentru care s-a de puțin așa, declarat. De ce? Și neoficial, între 1.500.000 și 2 milioane sunt estimările pe care le avem de la diverse instituții, Banca Mondială. Dar noi nu știm cât suntem în general, în total. Da, fără... asta e drama noastră român, statistică. Maghiar, sau... Da, da, e adevărat. 600.000 doar se declară pentru că sunt două mari motive. Unul este rușinea. Public, nu niciun avantaj să te declari rom, nu te ajută în niciun fel. Sunt o grămadă de romi care ajung actori, care ajung politicieni și care evită să spună că sunt romi. Spun că sunt altceva, că sunt mai brunet, știi, dar nu nicio treabă. Aș vrea să fiu, dar nu sunt. Am văzut discuția, nu știu, la Vanghelie, l-am văzut la, mă rog, nu vreau să dau numele că n-ar fi corect față de nici domnul Vanghelie, a zis că e grec. Ceea ce e ok. Sună Vanghelis, da, da. Are o rezonanță. Da, și mare actor care juca rolul de rom, Jean Constantin. Jean Constantin, era tot de origine greacă. Din Constanța. Da, din Constanța și niciun rom. Deși, mă rog, în discuții private apar, se mai deschid bușile așa. Bun. Dar, deci, rușinea, nu-ți aduce un avantaj. Și al doilea motiv este frica. De ce? Pentru că în 42 a fost un recensământ făcut special pentru țigani care urmau să fie deportați. Bunica mea a trecut prin aia, avea câțiva ani și spunea, dacă vin la unul ăștia, nu spuneți, ce trebuie să știe ei? Da? Pentru că la un moment dat în istorie și în istoria recentă care a rămas în memoria colectivă, simpla declarare a etniei a însemnat deportări pentru unii. Da, există și avantaje. Erau politici. Păi ajunge omul în Parlament, câte unul. Da, dar nu e chiar automat. Așa, și au fost speculate de... Există locuri rezervate în lideri, Parlament. Lideri, să zicem. Sunt adevărați lideri acei politicieni? Nu. Și o spun atât de convins pentru că, de exemplu, parlamentarul rom, care acum în Parlament e unul dintre cei mai buni pe care i-am văzut vreodată, Cătălin Manea, are un discurs extraordinar față de oricine a fost înainte reprezentând romii, un om care a mai citit, adică se vede asta în discursul lui, e ales cu 12.000 de voturi. 12.000 și puțin. Ceea ce înseamnă că la o populație de, nu știu, 600.000, ca să luăm cea mai mică cifră, sau 2.500.000, ca să luăm estimările cele mai mari, nu prea reprezinți grupul acela în niciun fel. Da, grupul se mobilizează la urne, că circulă și aceste povești care sunt mobilizați. Oferi sprijin unor partide în comunități sigur, sigur, sudate, închegate, unde se tratează, îmi dai, îți dau. Povara, să zic așa, socioeconomică a romilor a fost exploatată politic, istoric, dacă vreți. Foarte mulți au instrumentalizat asta. Zona rurală. Nu numai. Și în orașele mici urbane, în așezări mici urbane și chiar și în București, adică în Ferentari, au stat porci tăiați în campanie electorală în Ferentari, în Zăbrăuți. Porci întregi, adică tăiau când se putea face asta. Acum s-a schimbat puțin calimarea, nu prea se mai face asta în felul acesta, vegan. Dar sunt alte forme. Am trecut pe vegan, asta spuneam. Asta e alt paradox, o să vă povestesc, da. Dar nu vegan, ci consumul. Acum presiunea pe individ în comunitățile rome e mare, pentru că primarul... Că unii ține cu VMG, cu venitul minim garantat, ei trebuie să muncească pentru comunitate, fac asta și amințesc să stai venitul minim garantat. În rural, sau... dar în urban, uitați, e criza de forță de muncă acum. Da. Și... doar, cum să zic, că să te uiți pe rubrica de anunțuri, nu știu. Pe... sunt de acord cu asta, dar știți, online, existau ziar. Anunțuri, și nu vreau să spun că așa este în continuare, dar existau anunțuri cu angajament exclus țigan. Până în anii 2000, 2002, 2003 chiar. Astăzi lucrurile sunt mai soft. A trimis CV-ul, se spune hai la interviu și acolo s-a ocupat postul instant. Sunt alte forme de a respinge pe cineva corporații. Da,
Da, au existat testing-uri. Recent, colegii mei de la platforma Civica Răsel au făcut un testing, au aflat de un restaurant care nu primește romi să facă nunți la ei. Și întrebarea a fost, dar de ce? Adică, știți că suntem educați, decenți, vreți să facem și noi nunta? Era în Călăraș, un local de nunți. Și când s-a prins că totuși vorbește cu cineva care are controlul, să zic așa, și noțiunile elementare, chiar de drept, s-a spus că nu vrem manele. Spune, nici nu vrem manele, nu ascultăm manele, ascultăm, știți, muzică lăutărească, avem și o formație de cover-uri și nu știu ce aveau ei acolo, nu asta ne interesează. Și a fost un nu brusc. Deci există acest fenomen, dar care sigur a scăzut fenomenal. Pe altă parte, adică e un paradox. S-a scăzut discriminarea de genul ăsta, s-a mai redus. Nu mai atât de prezentă. Dacă ne uităm la CNCD și plângerile care ajung la CNCD, sunt din ce în ce mai puține cazuri de plângeri. Bun, și dacă revenim la de ce nu merg atunci, de ce nu evadează din aceste comunități ale venitului minim garantat? Da, evadează, pentru că foarte mulți dintre acești oameni merg la muncă în Spania, Italia, whatever, la culese de diverse căpșuni, măsline și nu mai știu ce. Am văzut situații în Sadova, de exemplu, oameni care trăiau acum 15 ani în bordeie sub pământ, efectiv sub pământ, cu tot felul de drame, copii mușcați de șobolan, etc. Și acum care au casele lor făcute din BCA, construite normal, au și o mică afacere, copiii sunt la școală și asta pentru că individual și-au găsit strategia de supraviețuire. Au mers în Italia la cules de căpșuni și o fac sezonier, câștigă bine și cu banii ăștia investesc în țară în dezvoltarea lor individuală. Din păcate, politicile guvernamentale au eșuat. Strategiile au fost individuale. Asta e valabil și pentru România în general, că foarte mulți români au plecat din aceeași motiv. Adică dacă statul nu se mișcă și nu ne cresc nivelul de trai, o facem singuri. Mergem și câștigăm mai mulți bani și... Manelele, privit așa, domnule, eu nu vreau manele. E tot o discriminare? Până la urmă, de ce n-aș vrea trap sau rap sau... Da. De unde eticheta asta? Știți, au existat în postul public de televiziune, avea o notă internă prin care manelele erau interzise să fie difuzate pe post. În condiția în care pe YouTube cele mai vizionate clipuri muzicale sunt din zona manelelor. Și există, e un paradox comercial pe care nu îl înțeleg aici. Că nu-ți place un gen de muzică e o opțiune personală. Adică nu pot să... Mie îmi place rock-ul. Acum nu pot să spun că trebuie să-mi placă, nu știu, altceva, că trap-ul. Nu. Înțeleg. Am o limită eu. Nu, dar nu e o ștampilă de genul, asculți... Da, există această ștampilă. Metallic. Heavy era... metal. Nu, în anii 90 era și asta cu rocker, ești rocker, depeșist. Au fost astfel de valuri cu diverse tipuri de... Da, spirit identitate. Se bat rockerii cu depeșiștii. Da, era un motiv de... Da, da, exact. Dar aici funcționează ca o etichetă. Manea egal... Nu știu, lipsă de calitate, de da. Profunzime. De... Din pură curiozitate am făcut o analiză pe care n-am publicat-o pe versurile muzicii care în România. Sunt, adică unde se face diferența? Care-i manea, care nu? Nu m-am documentat recunosc. Nefiind specialist în acest domeniu, părerea mea, și o trag spre zona de confort a mea, să zic așa, nu pot să analizez muzica. Am încercat să cânt la chitară, sunt dezastru. Am încercat și la bas. Mai rău. Și apropo de stereotipul, sunt două prejudecăți pozitive despre romi. Cântă bine și dansează bine. Nu mă pricep nici la una, nici la alta. Deci, ca să ieșim din stereotipuri. Dar, da, acum, sigur, ne uităm la calitatea muzicii în general. Muzica dance, la mare, la soare, fețele sunt goale. Sau lasă-mă papa la mare, că sunt fată, nu știu cum, nu mai sunt fată cu minte. Nu văd o diferență de calitate, să zic așa, poetică între o manea, o viața mea, care de fapt e mult mai bună decât celelalte. Ce asociem în schimb este cu un tip de, să zic așa, cultură pe care vrem să o inferiorizăm. Cel care apare cu lanțul roase, da. Face grătar în mijlocul drumului. Opulență, și asta deranjează. BMW-ul, da, nu știu stați cum. Cam, da, venim și la asta cu nunțile care blocau trotuarul, da, sau, mă rog, circulația tot, da. Un bulevard. Da, da, sigur. Să rămânem în zona asta. Eu cred că s-a etnicizat maneaua, ea fiind de altfel o muzică orientală pe care, mă rog, boierii noștri au luat-o cu mare mândrie aici, pentru că moda din, să zicem, vremurile boierești nu era chiar
cea franțuzească și occidentală, ci mai degrabă cea orientală. Da, din vremurile nu boierești, ceaușești, răpirea din Serai era adusă de muncitorii care lucrau în Libia, în, da, la petrol, da, da, și, da, gaze prin toată Africa. Pentru că avem o istorie. Nu erau pitici de grădină aduși din Düsseldorf. Da, 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 da. Da. Nu ajungeai. Pentru că există o istorie și, cum să spun, atunci când ni se furnizează un tip de cultură, sigur că vibrăm la ea, că dacă ritmul ăsta ne place și ne trezește ceva noi. Bun, s-a etnicizat în momentul în care foarte mulți cântăreți romi din muzica lăutărească s-au specializat în manele, pentru că a fost o piață mult mai bănoasă și, sincer să fiu, și muzica puțin mai... puțin mai puțin complexă, căci muzica lăutărească presupune o știință mai profundă. În timp ce maneaua sunt trei acorduri și... un calculator sau o orgă. Mai recent, da. Și orga și aia își face treaba. Dar și asta a evoluat. Adică eu am ascultat, de exemplu, muzica, manele din anii 90, nu știu, Adrian Copilu Minu, și cei care mai erau atunci, și care îmi sună bine astăzi în comparație cu ceea ce aud azi ca manele. Dar e o părere personală, încă o dată nu pot să judec gusturile fiecăruia. Și sunt, cu acele petreceri care... Aici este un comportament care nu ține cont de, da, dar, regulile știți, de trai în comun, să le zic. Dar de parcă, știți cum e, asta pare așa o amnezie cumva a istoriei în jurul unor astfel de evenimente. În satul românesc, nunta însemna blocarea satului. Iar nunta în sine, conceptul de nuntă, vine termenul. Vine de la a anunța, de la că fata asta este luată, că băiatul ăsta este luat. De asta se făcea cu alai, cu nu știu ce, cu muzică, cu nu știu ce, să anunți că nu mai există, pe străzi. După care urma petrecerea de seară. Dacă citiți cartea... Băi, și un ritual, adică te ce... Pieța este duci la socru, ăla iese cu toporul în diverse regiuni, altele iese cu bradul. Sunt diverse practici culturale în România legate de căsătorie. Și acum, adică mersul să iei mireasa de nu știu unde, te duci cu ea la nas sau nu, da, știu. În orașe unul poate are altă treabă, altul ei, da, a lucrat așa este. Noaptea... Dar, sigur, dar Vitile Mihăilescu vorbește despre încercarea comunistului de a face din țăranul român muncitor și a ieșuat în a face un gospodar care își tăia porcul în fața, exact, blocului, care își punea gogonele pe balcon, care își închidea balconul, că spațiul privat era spațiul privat, gardul, care în subsol avea butonul de vin și mai trăgea cu vecinii, pentru că n-a reușit să transforme cultura, înseamnă mai mult decât o schimbare tipul ăsta. Și romii au fost departe cum așa de transformările societale. Pentru că, vă spun ceva, în sectorul 6 sunt două școli unde merg majoritar romi. Calitatea educației, în Giulești se întâmplă asta, calitatea educației în cele două școli este extrem de slabă. Am fost foarte impresionat în Rahova sau în Ferentari, o școală... Da, 136 extraordinară. Probabil. Nu mai țin minte. M-au invitat acolo, vreau copiii să vorbească cu presă. Să aveau o lecție de educație civică sau ceva, da, de genul ăsta. Foarte frumos. Ar trebui să fie mai des asta. Din păcate, în sectorul 6 de care vă spun, profesorii sunt... Și în liceu am fost în sectorul, în Ferentari, curat, organizat, nu văd... De unde sperietoarea de oameni să ajungi în Ferentari, în Rahova? Pentru că s-a mitizat și asta, adică a trebuit să avem cartierul Rofamat și, exact, cei mai mulți locuitori. Mai rău Famat e în zona de nord, aici, lângă, dacă cluburi, ne gândim la mafia adevărată, acolo e, da, nord. Dar, apropo, cei mai mulți locuitori din București, romi, sunt sectorul 3, nu în 5. În sectorul 3, Balta Albă. Balta Albă, toată zona aia, zona Văcărești, spre Văcărești, zona de case, la limită între sectorul 3 și 4. Deci, bun, apropo de case, că am depășit timpul, da, da, emisiunii, mie pagodele sau ce, mie îmi plac, adică eu le-aș exploata turistic decât să ne indignăm că de ce au făcut acoperiș. Sunt firme care fac asta. Turnulețe și așa mai departe. Sunt firme care fac tururi de tipul acesta. Sigur că șochează, pentru că de ce, sunt mari, sunt mamut, inutile pentru mulți. Ai 50 de camere și așa folosesc. Primul sat cu chestii de genul ăsta? Nu. Nu, este un sat de oși, maramureșeni, da, 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 certeze. Da, da. Nu știu, oșeni, da, 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 maramureșeni, în certeze, da, s-au dus la Paris, erau jurnaliști, adică vindeau ziare și cu banii trimiși aici au ridicat niște blocuri de astea. Da. Bun, și nu mai erau nici de mie diferită, nici eu am citit o nu carte. Stricau peisajul.
Mariana Celac, care că este... Că nu știu cum strică peisajul în câmpia acolo, că nu e niciun monument al naturii pe care să-l desfigureze. Mariana Celac, care este profesor la arhitectură, a scris o carte, Castello se cheamă, și care spune că, de fapt, vrem, nu vrem, asta este singura formă de arhitectură autentică post-decembristă. Restul este un import de casă dreaptă din Statele Unite, din Occident, fără nimic, să zic așa, autentic în ea. Și ea a făcut o legătură și cu anumite... pentru că și asta este ceva. Romii au fost povestitori, au spus basme totdeauna, mai ales cei care călătoreau. Și s-au păstrat câteva elemente culturale interesante. De pildă, forma palatului sau castelului sau caselor de tipul ăsta le găsim și în India. Și pare să că poate să fie transmis prin basm și așa mai departe anumite repere. Că doar nu s-au dus, nu vă imaginați că au mers în ea să vadă cum au arhitectura. Asta e pe și Republica Moldova. În Soroca e incredibilă. Adică au reprodus și, nu știu, Capitoliu și Teatrul din Moscova. Și pare așa, clar. Dar există ceva. Ce reproduc? Pe ce clădire au? Sunt case tipice din, mă rog, zona Indiei și chiar și Pakistan. Dar nu reproduc în totul, dar sunt niște elemente. Da, ideea este în felul următor. Acești oameni au fost sedentarizați, forțați de către comuniști. Au trebuit în anii 70 să fie așezați. Au fost așezați acolo unde s-au găsit. Și au recuperat aurul după 90, confiscat de către comuniști. Și l-au investit în chestiile. Dacă toți sunt sedentari, ne vom face case. Și a făcut o casă cu două etaje, după care a apărut următorul cu trei etaje ca să fie mai tare decât celălalt. Pentru că fala de tipul ăsta are legătură cu viitorul familiei. Cu cât ești mai înstărit și perceput ca fiind înstărit și un om serios și de încredere respectabil, copiii tăi se vor căsători cu unii tot la fel de respectabil. Deci familia ta va prospera. Ai dat aurul, ai topit și l-ai dat tot pe acoperiș. Într-o casă. Într-o casă de care probabil că n-ai nevoie să ai o casă de 50 de camere, tu fiind, nu știu, 5 în casă sau 10 sau cât o fi, dar n-ai nevoie de camere, nu? Și nu e util, adică să încălzești, să... Așa. Păi și atunci cum pregătește pentru viitor? Fundația pentru educația romilor, cum i-ar povățui? Da, e o întrebare foarte bună, pentru că noi am susținut cu burse studenți romi, cam 10.000 de studenți romi i-am asistat, i-am susținut cu burse. Iar acum a fost un proces de schimbare strategică și avem următoarele priorități. Mă interesează să dezvolt skill-uri, aptitudini, ca să nu dau în engleză. Și cum i-ați povățui pe cei din lucrăm în comunitățile lucrăm cu pagode? Bun. Ce să facă cu ele? Noi nu ne luptăm cu un tip de cultură. Nu să ne luptăm, doar frate, erau unii care ziceau să le demoleze. De ce să le demoleze? Să exploateze, ar putea face hotel, ar accepta să facă pensiuni, nu știu. Business-ul este iar o dimensiune importantă, pentru că viitorul, apropo de educație, ce facem noi, are legătură foarte mult cu digitalizarea și un alt viitor al muncii. Dacă nu vezi câteva aptitudini care să țină de viitorul muncii, pe care nimeni nu știe acum, ar fi fals să spun în viitor vom face asta. Dar cu siguranță schimbă radical modul în care munca va fi prestată din cauza AI-ului, digitalizării și mai departe. Deci încercăm să aducem asta în comunitățile astea. Pe altă parte, anumite practici culturale, cum punem sarea pe sarma, trebuie să rămână o chestiune pe care să o respectăm reciproc, pentru că mi se pare că ne îmbogățim diversitatea culturală și cum e în Dobrogea, locuitorii acolo sărbătoresc și Ramadanul, când așa, și Paștele și toate cele, pentru că ne bucurăm împreună de ce ne-a oferit, ca să zic așa, cultura din care ne naștem. Și nu văd nicio problemă să interacționăm astfel. Da, și s-a întâmplat să fiu în New York când era ziua Braziliei sau așa, a etnicilor din Brazilia, comunității, și se blocase o stradă, era paradă. Din păcate, despre Romi aflăm nimic din școala românească. Da. Ce aflăm este doar din percepții și reprezentări, nu totdeauna reale. Avem prieteni și ăia ne mai schimbă, să zic așa, percepțiile. Și avem și dezamăgiri, pentru că unii romi, din cauza condiției sociale, din cauza unor tensiuni și internalizare a rasismului, pentru că este și la romi asta, o internalizare a rasismului și se poartă într-un fel unii dintre romi, în niciun caz generalizat, produce această stare din care nu ieșim. Și eu cred că dacă am vedea contribuția economică pe care românii o pot aduce astăzi în România, Banca Mondială spune că dacă romii ar fi incluși în piața muncii cu educația necesară, PIB-ul României ar crește semnificativ, nu mai țin de datele, cred că 4 miliarde de euro. Deci, de ce nu facem asta? Cine oprește?
Romii vor să facă asta, cred că și cetățenii români vor să facă asta, dar trebuie să aveți un guvern responsabil și probabil mai aplicat cumva spre toți cetățenii, indiferent de etnia lor. Pentru că, da, suntem cetățeni români și avem mândrie legată și de asta, nu doar de etnicitatea noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Să auzim de bine. Mai bine, la mulți ani tuturor. La mulți ani.